have also testimony. Noi avem de asemenea o mărturie. And I invite my friends here. Și îmi invit prietenii aici. Both of them. Am două. And this is two brave girls. Două fete foarte curajoase. Because they say we go. Pentru că au spus mergem. Not oh maybe. Nu, poate. And I was very happy of this. Și am fost foarte fericit pentru asta. And when I said we go back, it's too hard, we don't, cannot stay anymore. Iar când eu am spus că e prea greu și nu mai putem sta, că deja se lăsase noaptea și era... Then they say, alright, alright, we go back. Atunci ele au spus, ok, ok, mergem înapoi. So, it was very freezy. Era foarte ger, frig. And for us, the problem was, nobody let us in the house. Și problema noastră a fost că nimeni nu ne-a lăsat înăuntru. So, we have two surveys. Așa că am completat două chestionare. And the people... make the surveys in the freezing. Și oamenii au completat chestionarele afară. And I was amazed that the people can even write and read. Și eu chiar eram uimit că oamenii chiar pot să scrie pe un astfel de frig. And maybe the first woman, what she said, you can explain. Prima persoană care a venit a fost Tatiana. The first person we go was a lady called Tatiana. Nu știu exact cum este numele familiei. Stroie. A fost interesată de ceea ce vroiam noi să spunem, dar she was interested in what we have had to offer. Dar nu a fost nu a vrut să participe la niciun curs. Cred că i-a fost teamă, pentru că se uita așa puțin ciudat la noi, adică ne primea, dar totuși avea rețineri. But she didn't want to participate in any course because or was afraid or we look some strange to her. And what I have understood from the conversation. Ceea ce eu am înțeles din conversație. She looked to the relationship in the family. S-a uitat la chestionarul despre relațiile în familie. And she said, "Oh, I have pretty good relationship in my family." Și a spus, "Oh, eu am relații destul de bune în familia mea." I'm interested, but maybe I don't need it. Sunt interesată, dar nu am nevoie de ele. Maybe if we have presented better, maybe. Probabil dacă noi am fi prezentat mai bine chestionarul, probabil am fi avut ceva succes. But then there are doors that the people just didn't open. Dar au fost și uși la care oamenii nu au răspuns. And we was crying, open. Și noi strigam, sunam, alo. Nobody. Dar nimeni nu răspundea. And the second woman, she opened and she let us a little bit more inside. A doua doamnă a deschis și ne-a lăsat un pic înăuntru. And do you want to explain what she said? Și tu poți explica. Do you remember? Dacă ți amintești. I understand a little bit from the doua persoană a fost tanti Lica la primărie. Noi ne-am dus, am strigat. It's a lady, it's called Lica and he works in the city hall. Ne-am mers, am strigat, eram sigur că trebuie să răspundă, știam că trebuie să fie acasă. We go there and cried her to at us. We were sure that she was home. La un moment dat am vrut să renunțăm când am văzut că nu răspunde. In one moment we decided to turn around, but she answered. Da, a răspuns, în cele din urmă a venit, era la animale. She was back at the animals. She had some animals in the back. Dar din fericire ne-a auzit și a venit. She heard us and came. I-a fost rău că ar fi vrut să ne invite înăuntru, însă nu putea pentru că doar ce venise de animale. She wanted to invite us in the home, but she couldn't because she was from the animals with all the stuffs with her. Dar interesată de ceea ce vroiam să spun. But she was interested in what we have to offer. Chiar s-a înscris la cursul pentru un gătit sănătos. And she was interested in the cooking program class. Și era bucuroasă și interesată de
religie, dar era foarte frig, așa că n-am mai stat, am hotărât să plec mai departe. She was also interested in religion, but because of the weather, we decided to go. And that's it. Yeah, and I think this woman was very good to us. Cred că această femeie s-a portat frumos cu noi. And they told me that she work in this place there. Și mi-a povestit că ea lucrează acolo la primărie. And then we try another door and another and another. Am mai încercat câteva case. And the wind became very strong. Și vântul bătea foarte tare. And I said, "All right, brave girls, let's go back." Și le-am spus, "Okay, fetelor curajoase, haideți să ne întoarcem." Destul pentru astăzi. Yeah, that was perfect. Amen. Amen. Thanks a lot. If we can sing one more song, actually we'll sing some more, but right now, number 120. This is a kind of special song. The English title is Tell Me the Story of Jesus. Titlul cântecului este Spune-mi povestea lui Isus în original. And this also has a very moving story behind it, the person who made up this song. Iar istoria din spatele acestui imn este de asemenea foarte interesantă a persoanei care a compus acest. It was somebody who was doing basically the work these people were doing today in this village. Și era o persoană care de obicei făcea ceea ce am făcut noi astăzi în comuna noastră. And was constantly confronted by people who wanted to know about Jesus, and she couldn't tell them how or what they needed to know. Și de obicei era întâlnită și abordată de oameni care vroiau să știe mai mult despre Isus, dar ea nu le putea spune aceste lucruri. So she learned. Așa că a învățat. And she learned. Și a învățat. And then she went and told. Și apoi a mers și le-a vorbit. Because these people also that we talked to today, they want to know about Jesus, even though we haven't gotten that far with them. Și cu siguranță și acești oameni cu care noi am stat astăzi de vorbă vor să afle mai multe despre Iisus, cu toate că nu am ajuns prea departe în acest lucru. So let's sing this wonderful song, Tell Me the Story of Jesus. Așa să cântăm împreună această melodie extraordinară, Spune-mi povestea Iisus.